echipă mai matură. Ți-e frică pe ultimele patru etape de arbitraj, Ciprian? Sincer, nu. Nu mi-e frică de arbitraj. Nu ți-e frică de bau-bau? Vreau să cred că vor fi cei mai buni arbitri la aceste partide și... Dom'le, dacă și acum cu varul ăsta în continuare mai suntem mințiți sau păcăliți, mi-e greu să cred. Am văzut, într-adevăr, să le spunem așa, greșeli. Însă în play-off greu să cred că își mai permite cineva să facă astfel de greșeli. Bine, cu atât mai puțin intenționat. Ai văzut declarațiile domnului Vasaras? Cum ți s-au părut? Mi s-a părut că totul e perfect, că dânsul e mulțumit de ceea ce vede și asta mă surprinde, nu știu, pe mine cel puțin. Repet, mai ales ce a fost în campionatul regulat. Da. Deci totul armonie, totul calitate, armonie, toată lumea fericită, nu? Păsărele, că aud păsărelele cum ciripesc. Da, așa mi s-a părut. Ce m-a deranjat foarte tare este iarăși nonșalanța și cum reușește să evite președintele Federației Române de Fotbal toate răspunsurile, mi se pare strigător la cer și o lipsă de bun simț față de interlocutor, față de oameni care se uită, care așteaptă. Ai zis președintele CCA sau sau Burleanu, președintele Federației? Că n-am înțeles. Nu, președintele Federației. A fost la domnul Răzvan Burleanu te referi. Și n-am știut de unde să o iau. Încercam să aflu, să înțeleg ce vrea să ne transmită președintele. N-am înțeles nimic. Adică ce te-a deranjat concret? Mă deranja că nu răspunde la o întrebare clară, să-mi spună, e albă, e neagră, cum o vede, care e părerea dânsului, cum să eviți de maniera la care dânsul a reușit să nu răspundă la nicio întrebare, mi se pare incredibil. Adică ce, ți se pare sfidare față de cei din fotbal? Asta, dacă vrem să folosim un cuvânt frumos, sfidare, da. Dom'le, să nu răspunzi corect la o întrebare, să nu spui e albă, e neagră, o văd așa, o văd așa, cred așa, să nu spui, să te eviți toate răspunsurile, să ne spui numai ce vrei, nu știu, să ne spui numai ce vrei tu așa, să nu răspund la o întrebare, pe modelul ăla nu contează ce te întreabă, eu răspund ce vreau eu. Cam asta a făcut. Domnul Burleanu ți-ar spune că e foarte bun în diplomație. Corect, dar nu în fotbal. Oamenii mai așteaptă ceva mai concret să ne spună, bă, e așa o văd, așa cred. Ai grijă cu declarațiile astea, că mai aveți patru etape. Eu zic să te mai gândești cu declarațiile astea, mai zice, dacă vrei le șterg când se termină emisiunea, ca să nu le mai găsească nimeni. Eu sunt asumat. Bine, eu doar ți-am zis, eu ți-am zis prietenește. Mai aveți... Da, mi s-a mai spus, da. Mai aveți patru etape, eu zic, dacă vrei dă-mi un mesaj și șterg. Nu e că avem aici foarte bun meseria Cipriane și lăsăm doar păsărelele. Da, deci nu ție... Nu mi-e teamă de arbitraj, dar crede-mă că părea că mi s-a mai spus, băi, ți-au spus, ai zice că aveți etape, arbitri care sunt la mâna președintele, care face el cum vrea. Și bă, să fie sănătos, eu îmi spun părerea sinceră și asta cred, nu am nicio problemă personală cu dânsul, că doar nu mi-a făcut nimic. Da, m-auzi, îmi scrie un user care se uită la emisiune, mai înțeles, mă rog, pare un nickname mai simpatic și zice, păi o fi și Burleanu ca Gigi Becali, face și el echipa, dar la arbitri. Da, am înțeles. Asta nu-ți place. Bun, deci moralul a rămas sus, vă bateți, sunteți pe primul loc. Cu cine aveți? Cu cine au etapă următoare? Acasă cu... Rapidul. Cu Rapidul, acasă cu Rapidul. Trebuie să câștigați obligatoriu, nu? Clar, dacă vrem să fim în continuare pe primul loc și jucând acasă, clar că victoria e ceea ce ne propune. Nu, și că o să le dea și 600 de bilete suporterilor rapidiști, dar o să fie atmosferă bună. Da, chiar, câte bilete le dați? 143. 12. Să fie al 12. Între 12 și 14. Nu, auzi ce e, Ilie? 12 bilete, să fie al 12-lea jucător. Da, deci trebuie să câștigați, e clar, Ciprian, nu? E clar că ne trebuie victoria și problema vis-a-vis de bilete, că e o discuție și pe tema asta tot a fost, după cum bine știți,
avem un stadion micuț, de 4.000 de locuri, așa că nu putem să le oferim adversarilor și prin prisma faptului că jandarmeria impune anumite restricții. Nu, dar a zis bine, Ilie, 12 bilete să fie al 12-lea jucător. Bine, succes, Ciprian, baftă! Mulțumesc! Baftă, a fost Ciprian